dacă s-o să mă gândesc că dau timpul înapoi, acum 25 de ani, e greu să spun ce, care a fost cel mai important moment. Dar putem să începem cu începutul și aș dori ca să aducem așa, să țin un moment de reculegere în memoria celui care a fost Oliviu Lăzlescu, cel care practic a declanșat Revoluția la Slobozia. Va juca să țin un moment de reculegere. Ce vedeți aici sunt oamenii care au ieșit în față, în față, au ieșit cu valul care era, unde-i Mircea Păștinaru? Dar numai că să vă dau un exemplu așa, de viață, trăit, nu povestit, nu. Îmi pare foarte rău că și la 25 de ani după acest zic chiar fenomen revoluționar, încă se bagatelizează pentru că istoria a demonstrat dintotdeauna că revoluția a fost cele care au schimbat sisteme sociale. Nimeni nu ne-a împins, nimeni nu ne-a spus, nimeni nu ne-a forțat să ieșim în stradă. Să duce la balcon și să spună, eu, acolo fiecare oful care l-a revoluționat, acestui act revoluționar. Și știți care e culmea? Că doar. Dau exemplu ăștia mai tineri. Dacă nu era revoluția, strângea stică și vorbea la UTC. Așa, un pic. Nu știu dacă a fost comunist. Și aici exagerăm. A fost doar comunist. Regimul a fost așa, semi, nici tot timpul de noi, toți. Dar mi-am apă clasa politică, poate clasa politică, trage sigur, nu are ce. Ba, nu știu ce. Deci sunt cauze și cauze care trebuie să... De aceea vă mulțumesc foarte mult că ați participat la invitația noastră. Și instituția prefectului este. Avem și pentru instituția prefectului diplomă, domnule prefect, o poliție acolo la Gaua Mare, 25 de ani, pentru că pe balconul de țineți noastre ședințele s-a pornit revoluția. Vă mulțumim pentru participare. O să spun și eu. Chiar vă rog. Nu chiar pe balconul la ține ședințele, Sandule. Nu, pe balconul ăsta a început revoluția, am zis. Da, știu. Din sala de ședințe, care dă sala, din sala de ședințe în balcon. Un singur mesaj așa, în afară de cel pe care l-am transmis cu ocazia rămânării coroanelor de flori. Acum 25 de ani nu lucram în Slobozia, lucram în alt oraș din județ și aveam 33 de ani. Vreau să vă spun că de fiecare dată, începând cu 1996, tot am fost prin administrația județeană, respectiv la prefectură, prefect. Întotdeauna, de 22 decembrie, am avut un sentiment din ăsta contradictoriu. Și pe care l-am avut și astăzi, nu știu dacă am reușit să-l disimulez sau nu. Nu știu dacă să mă bucur pentru ce a făcut revoluția asta sau să fiu trist pentru cei care au fost uciși, răniți în revoluție. Începem cu revoluționarii. Primul Ioane Tuieș, Cilvan Ion. Domnul Cea Fabiu. Paulică Cercel. Hai, Paulică, nu te vedeai în poze. Tu erai cel mai mare. Să te sănătos. Și toată lumea ne doresc. Să mă întorc fericită. Valentin Stoian. Brătile Stan.
Nu ești bunătate. Unde ești, Marian? Cine are? Ce crezi? Dacă ai numită București. Ai crezi? Confuză de nu. Acum, vă rog să deschideți ușile, că avem o mică...